Azi testăm un nou lingou de aur de la InnoTrader. Plăcerea asta video costă atât de mult încât ar putea fi considerată lingouri de aur. Iar această placă video a fost cumpărată, pentru că, da, sunt atât de scumpe încât foarte rar primim la teste. Doar că aceasta a fost cumpărată pentru cineva și avem și noi la dispoziție o zi să o testăm. Hai să vedem ce se află în cutia celor de la InnoTrader, în afară de placa în sine. Avem așa, o carte cu instrucțiuni, cum să folosești. Ne arată că în partea din spate există două mufe de ventilatoare, practic în partea din spate a plăcii video se mai pot conecta două ventilatoare de carcasă. Which is not bad, not bad. Warranty disclaimer, posibilitatea să câștigi 20 de euro de la Steam. Ok? Power supply guidance. Practic, pentru această placă video, cei de la InnoTrader recomandă 750W. Suntem exact unde trebuie, avem o sursă de 750W. O cheie, un imbus. Pe lângă imbus mai avem... Pentru RGB și tot pentru RGB. Ok. Da, să ne dumerim ce faci cu el, pentru că în manual nu era pentru RGB. Ba da, pare să fie pentru RGB. Ca să controlezi RGB-ul plăcii video. Un sticker foarte mare. Și placa în sine, care este imensă. 3 sloturi, 3 ventilatoare simetrice, plus un ventilator pe lateral, 2 alimentări de 8 pini și cumva mă așteptam să fie și dual BIOS. Un sticker de warranty pe lateral. Ok, controllerul pentru RGB în spate, deci nu sunt ventilatoare, sunt controlere de RGB. Și cam asta este placa. Ok, ok. Ne oprim aici acest unboxing și o montăm în calculator, facem niște teste și revenim cu o concluzie. Ne-am jucat, am testat, am gândilat InnoTrader 3D, varianta iChill de RTX 3080, este o placă video bună. Practic nu avem ce să-i reproșăm. Iar acest ventilator din lateral, acest ventilator micuț, merge din când în când. Nu merge tot timpul. Placa știe de start-stop, start-stop, precum la mașini, precum motorul la mașini. Practic, dacă nu folosiți placa video, ventilatoarele se opresc. Iar atunci când vă jucați, când ajungeți la o anumită temperatură, ventilatoarele pornesc și abia după o altă temperatură pornește și cel mic. Însă, merge la o turație destul de mică, astfel încât nu se aude. Iar partea din spate a radiatorului, partea din spate a plăcii, este făcută în așa fel încât aerul să urce și sus spre memorie, ceea ce din nou este un thumbs up. Dar trebuie să vă spun așa, câteva performanțe. Am testat CSGO, în CSGO am avut 360 de FPS-uri, nimic ieșit din comun, practic ca orice altă placă video testată până acum. După aceea am testat GTA 5, 115 FPS-uri, din nou ca orice altă placă video testată până acum, nimic ieșit din comun. În Doom Eternal am avut 280-290 de FPS-uri, de aici eram limitat de procesor. Pentru că, na, folosim un Ryzen 5 3600 la rezoluție 1080p și aici intervine limitarea procesorului. După care am încercat și Watch Dogs Legion, tot așa Full HD, totul maxim, fără RTX, iar aici am avut 75 de FPS-uri. Am folosit benchmark-ul integrat în joc, jocul mers cursiv, dar din nou se vede limitarea de la procesor. Și am testat și Cyberpunk. Iar cu Cyberpunk am făcut și testele de zgomot, de temperatură maximă, să văd ce poate placa. Dar trebuie să vă spun că în Cyberpunk, rezoluție Full HD totul maxim, mai puțin Ray Tracing, Ray Tracing-ul era off, am avut 105 FPS-uri, ceea ce din nou este foarte, foarte bine. Și după aceea, ultimul joc testat este Formula 1 2021.
totul la maxim. Ray tracing-ul, doar o singură chestie era enable, pentru că nu putem să dau disable. Practic umbrele și altceva erau date disable. Iar în F1 2021 am avut 198 de FPS-uri. Din nou, benchmark-ul integrat în joc. Ceea ce din nou este foarte, foarte bine, pentru că ai aproape 200 de FPS-uri și toată limita vine de la procesor. Dar această placă video, cum am zis, am folosit Cyberpunk ca să facem stress test, să vedem cât de mult se încinge, cât de tare se aude, la ce frecvență stă. Și ar trebui să vă spun așa, a stat cam la 75 de grade, asta în condiții în care noi avem 28 de grade temperatură în studio. Într-adevăr, carcasa este deschisă, dar sunt 28 de grade în studio, este foarte cald, iar turația ventilatorului era la 58% și 2000 de ture. Practic poate să crească foarte mult în caz că temperatura ajunge mai sus. Și ca idee, frecvența a fost cam de 1900 de MHz, plus minus 10 MHz. Ceea ce din nou este o frecvență perfect normală, comparabilă cu alte plăci video gen Asus TUF sau Gigabyte Gaming OC. Atenție, eu folosesc tot timpul un Gigabyte Gaming OC acasă, așa că sunt destul de familiarizat. Deci, pe total, iChill de la INO3D este o placă video bună. Dar, de curiozitate, voi ce părere aveți de acel ventilator mic? Credeți că ajută sau că este doar degeaba? Lăsați jos în comentariu. Sunt curios de părerea voastră. Și că tot am zis de părerea voastră, nu uitați să dați un like, nu uitați să dați un subscribe, să dați un share ca să vadă și prietenii voștri ce facem noi. Eu sunt Lucian, noi suntem Vlog Tehnica și aceasta este placa de INO3D iChill, varianta RTX 3080. Mai testăm ceva și data viitoare. Bye!